Hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea bugetului pe anul 2021 a fost atacată de instituția prefectului. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al PNL, Emil Dumitru, în cadrul unei conferințe de presă. La întâlnirea cu presa au participat și primari PNL, care nu au primit bani de la Consiliul Județean. În ședința Consiliului Județean, consilierii județeni PNL au depus un amendament la anexa la hotărârea de Consiliul Județean în data de 9.04.2021, care am propus o împărțire echitabilă a sumelor de bani din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean din vestitul 6%. Din păcate, ați văzut care au fost alocările. Eu personal îmi exprim regretul că, în ciuda faptului că am încercat să avem un dialog constructiv cu conducerea Consiliului Județean, din păcate dialogul ăsta a fost un dialog al surzilor, pentru că nu s-a ținut cont de niciun criteriu de împărțire echitabilă a sumelor respective. Trebuie să vă spun încă o dată că e vorba de 27 de milioane de lei aproximativ, dar de fapt încasarea este de 11,8 milioane de lei, practic, despre sumele astea discutăm. Eu cred că localitățile, indiferent de coloratura politică a celor care conduc consiliile locale, ar fi trebuit să primească în mod echitabil sumele de bani. Aici mă opresc eu, doar vreau să trag un semnal de alarmă că, așa cum s-a exprimat președintele Consiliului Județean, că, spre exemplu, în localitatea Vâlcele este un primar care este simpatic și are mustață și de asta a primit 1.200.000 de lei. Eu cred că dacă astea sunt criteriile pe baza cărora au fost alocate sumele de bani, eu personal nu pot fi de acord. Există și o situație litigioasă în instanță la Tribunalul Călăraș. A fost atacată hotărârea Consiliului Județean pentru că nu există niciun criteriu obiectiv de împărțire a sumelor și acum o să îi rog cu colegii primari să vă spună câteva cuvinte, după care, bineînțeles, când va ajunge și domnul primar de la Budești, care este în primar al altei formațiuni politice, dar care vrea să se adreseze dumneavoastră, ținând cont și de situația foarte gravă a orașului Budești din perspectiva resurselor financiare, să aflați de fapt care este problema. Înțeleg că șeful județului, președintele Consiliului Județean, este președintele Consiliului Județean doar pentru unele primării, nu pentru toate primăriile. 10 primării au primit 0 alocări financiare. Și rog pe domnul primar Stanciu să vă spună câteva cuvinte. Vreau să vă transmit că am participat la ambele întâlniri, la negociere cu domnul președinte al Consiliului Județean, la care dânsul ne-a motivat că nu are acceptul primarilor PSD să împartă sumele așa cum dorește dânsul. La ultima întâlnire am discutat cu dânsul, i-am expus situația financiară, i-am spus că execuția bugetară a județului Călăraș n-a fost decât de 11 milioane și până la suma maximă de 27 de milioane s-au primit alocări de la bugetul de stat, de la guvern, și n-a vrut să țină cont de nimic și de proiectele pe care noi, primarii PNL, le avem în derulare și de nevoile comunităților noastre. Discutând cu dânsul, ne punea să ne asumăm anumite măsuri pe care dânsul, în calitate de președinte al Consiliului Județean, cred că le va lua sau le va dispune în anul acesta. De restructurări în cadrul Consiliului Județean, de restructurări la DGASPC, de multe, multe altele care, dacă vă uitați în bugetul pe anul 2021 al Consiliului Județean, o să observați că la salarizare, la Consiliul Județean, în primul patru nu o să aibă bani de salarii. Și atunci mă întreb ce va face cu acei oameni. Restructurare, probabil, sau nu știu ce se va întâmpla, dar nu pot să-mi asum eu, primar PNR sau prim vicepreședinte al PNR,
să-mi asum că se face restructurări la Consiliul Județean. Restructurările la Consiliul Județean sau DGSPC sau ce se va întâmpla pe echipa de fotbal la municipiului Cădraș și asumă domnul președinte. Dânsul conduce Consiliul Județean, dânsul este organizator principal de credit de acolo și dânsul repartizează sumele. Nu ne putem asuma noi, care nu conducem Consiliul Județean și nu avem nicio calitate acolo, măsurile pe care le ia dânsul. În alt sens spus, să luăm gelul de foc cu mâna altuia. Referitor la repartizarea cotei de 6%, noi avem o propunere cu un amendament, ținând cont că în anul 2020, în ianuarie, împărțirea s-a făcut tot de domnul președinte Vasile Iuță, care era cu un picior la PNL, un picior la PSD, da? Și s-a împărțit la primarii pe care dânsul îi avea mai apropiați 550 de lei și la restul primarilor 450 de mii de lei. Și am venit cu acea propunere să respecte hotărârea de Consiliul Local, Consiliul Județean din 2020. N-a vrut să audă, i-am făcut și o altă propunere să țină cont de coeficientul și rezultatele de la alegeri. Deci aceasta n-a fost acceptată, după care am plecat, rămânând la latitudinea dânsului, venind cu amendament în Consiliul Județean, prin consilierii noștri județeni, nici nu au vrut să ia în calcul și să pună în dezbatere, în cadrul ședinței de Consiliul Județean, acel amendament. Deci măcar bunăvoința de a-l citi și de a-l aproba pe ordine de zi sau să îl discute și să-l aprobe sau să nu-l aprobe, n-au avut de zi. Pentru că au spus că n-a fost introdus la comisie. Ba da, a fost introdus la comisie. A fost depus în termen, dar cred că domnul președinte greșește, pentru că execuția bugetului județului Călăraș a fost de 11 milioane, mă repet din nou. Oare guvernul îi va mai aloca bani până la 27 de milioane, dacă noi primarii PNR nu au primit bani? Dânsul se întreba că de ce în decembrie 2020 o parte din primarii PNR au primit niște sume de la guvernul PNR, prin hotărâre de guvern. Dar eu mă întreb, din 2016 până în 2020, primarii PSD care au primit bani de la guvern direct, în fiecare an, și noi primarii PNL am stat cu mâna întinsă și ne-au blocat proiectele an de an, cum a fost? Depuneam proiectul la minister și la guvern și era eligibil. Instituțiile unde depuneam proiectul îmi spunea că proiectul este clasat pe locul 2, când ajungea la masa ministrului să-l semeze. Acel proiect era declasat și îl ducea pe locul 20, eligibil fără finanțare. Pentru că nu eram primar PSD. Eram în anul 2019, în anul 2018, în anul 2017. O parte din cei din presă știu cu ce probleme am confruntat la Grada Ina. Cu inundații, da? Cu tot felul de probleme. Și am luat comuna aia de la zero, de la mulțul zero. Și n-am fost ajutat de nimeni decât blocat. Decât blocat. Oare așa se dorește să lucrăm în continuare, să ne blocăm o operație? I-am propus domnului președinte și noi, PNL-ul și USR-ul, să punem umărul să dezvoltăm județul. Să punem umărul să sprijinim primarii, indiferent că sunt de la PSD sau de la PNL. Să-i ajutăm, dacă avem la guvern, să aducem proiecte și bani europeni. De ce bani europeni? Pentru că o parte din acei bani se duc la bugetul de stat. Impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii. Crește produsul intern brut al țării, da? Și atunci putem să vorbim și de latura socială, de alocații, de pensii, de indemnizații, de alte lucruri. Dar dacă noi, în această perioadă, nu fructificăm toate finanțările și toate oportunitățile de a finanța și de a aduce proiecte și de a dezvolta localitățile noastre și ne dăm la joare unii la alții, scuzați-mi expresia, nu vom face nimic. S-a terminat campania electorală. A câștigat ce ne-a câștigat la Consiliul Județean. Avem un guvern. Guvern din partidul din care domnul Vasile Iuță aproape 4 ani a făcut parte din acel partid.
Nu vrea să dezvoltăm județul. Nu vrea să dezvoltăm localitățile. E problema dânsului. Noi ne vom descurca. Știm să muncim, știm să tragem fonduri europene. Chiar și pe perioada guvernării PSD am reușit cu greu să realizăm proiecte și investiții, dar le-am reușit. Da? Cine vrea să muncească, muncește. Cine nu, nu muncește. Cum ne gândim că repartizăm 1.200.000 de lei la o comună cu aproape 2.000 de locuitori? Că dacă facem o recesământ, nu cred că mai are 2.000 de locuitori. Vâlcele. De ce? Vâlcele? Mă întreb. Și de ce nu Borcea? De ce nu Dragalina? De ce nu Unirea? De ce nu localitate mare? Lehtiu, un oraș? Da? Sunt multe localități care au 1.000-2.000 de locuitori, care au fost tot timpul, au primit bani de la Consiliul Județean, au primit bani de la guvern, ca să nu mai vorbim. Și dacă v-aș da exemple, ne uităm jos pălăria lui domnul Jnogan. S-a descurcat, a muncit, dar tot timpul domnul Jnogan a fost susținut de PSD la guvern și a primit proiecte, a primit bani. N-a fost niciodată blocat ca virgulă comună dragă lumea. Atunci când nu aveam primărie, nu aveam apă, nu aveam canalizare, nu aveam școli, nu aveam nimic în localitatea aia și unde rata de infracționalitate era foarte mare. Era una cu rata de infracționalitate cea mai mare din județ. Am reușit să reducem infracționalitatea până la 95%, dacă nu mai mult. Asta nu se așteptă. Da. Aș vrea să puntez câteva lucruri. Alocarea aceasta de 9%, care este făcută pe toată țara, de 6%, mă scuzați, de 6% este făcută din veniturile tuturor cetățenilor și din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a președinților Consiliului Județean, Filipescu, chiar inclusiv domnul Giuliță, în fiecare an banii au revenit echitabil, așa spune legea. Faptul că domnia sa sau Consiliul Județean, consilierii PSD au fost cei care au fost de acord ca această sumă să fie împărțită în felul în care deși au considerat că e corect să o împartă, adică la unele primării zero și la celelalte să se dea anumite sume, nu a fost corect. S-ar fi părut corect să se judece în funcție de numărul de locuitori și, bineînțeles, de ceea ce are nevoie fiecare primărie. Văd o împrăjbire în această, sau s-a considerat că ar fi bine să fie puse aceste sume, care oricum s-a știa clar de la început că vor fi, noi o vom ataca și prefectul va ataca, cred că vrea și o împrăjbire a primarilor, ceea ce mie nu se pare corect. Deci vreau să transmit pe această cale domnului președinte că suntem deja în post, într-un post destul de mare pe care pe mine nu o să mă auziți niciodată că o să vreau vrajbă sau să vreau dușmănie. Încerc să-mi exprim punctul de vedere cum văd eu ca primar o colaborare împreună cu Consiliul Județean. Suntem în sediul PNL-ului și vreau să vă spun că avem aici o foarte frumos spune, e timpul României. Domnilor, atât din partea PSD-ului cât și din partea PNL-ului am avut candidat la funcții de parlamentar și senatori cu foarte mulți tineri. Aproape cu excepția domnului Coarnă, care este puțin mai în vârstă, restul sunt tineri. Eu consider că în momentul când dorim, pentru că Consiliul Județean este al județului și dacă noi dorim să facem o dezvoltare a județului, trebuie să o facem împreună cu acești oameni pe care le-am trimis în Parlament. Să nu ne învrăjbim, să nu avem niciun fel de sentiment de ură. Ce ar fi însemnat acum eu să mă supăr, de exemplu, pe primarul de la Modelul care a primit o anumită sumă, dar care e mai mică față de sumele care primea în mod normal anul trecut și în anii trecuți, sau pe primarul Nichi care a primit 4 miliarde, dar aia era suma. Este o comună la fel ca și Jecăria și noi acolo ne duceam în jur de 400 de mii de lei din această alocare de 6%. N-am de ce să ne supărăm. Dar eu văd că din momentul în care pui, să zicem, la Roseți, de exemplu colegul meu, 8.200.000, ar trebui să mă supăr pe domnul Jnogan. Niciodată. N-avem cum să ne supărăm între noi primarii. Pentru că noi, indiferent de culoarea politică și faptul că dorim această dezvoltare a acestui județ, noi ne păcăm, domnule, între noi. Noi vorbim.
Dacă cineva, să dea un exemplu, că dacă pui, eu știu, nu știu câte furnici negre, furnici roșii, nu se vor bată, dar dacă le agit, încep să se omoare. Păi ce facem? Începem să ne agităm? Nu este un lucru corect și nu este bine făcut. Atrag atenția asupra dezvoltării acestui județ, pentru că toate pleacă de la bani. Nu se poate. Până acum n-am văzut nicio inițiativă a domnului președinte, dar ne strânge cum făcea pe vremuri președintele Filipescu, unde pe colegii ne aduna, chiar dacă eram PNL, PSD, PDL, și discutam probleme de evoluție în dezvoltarea acestor comune. N-am mai văzut nimic. Nu se mai întâmplă nimic. S-a făcut un... Au fost invitați în 9 decembrie să vedem strategia de dezvoltare a județului. Nu se poate așa ceva. O strategie a unui județ se face după ce facem noi primăriile strategiile de dezvoltare împreună cu o parte din angajații Consiliului Județean, care să vină să vadă, de exemplu, pe turism, domnule, de la Borcea și până dincolo de Chirnoci, ne dorim să punem Dunărea. Dau ca exemplu turismul în piscicultura asta, pentru că avem Dunărea pe lângă noi. Ar trebui partener să fie Consiliul Județean, partener în aducerea gazelor la comună, parteneri în apă și canal. Noi nu avem parteneri din partea Consiliului Județean, cu regret o spun. S-a făcut o strategie de dezvoltare la care am fost invitați, efectiv să ne uităm și să admirăm ceea ce vrea să facă Consiliul Județean. Este un lucru foarte bun. Eu nu m-aș muta niciodată să fac sediul prefecturii, să-l facă orașul. N-am văzut nicio echipă de fotbal mare din România să se spună sponsor Consiliul Județean. Nu, este Iași. Primăria Iași. Nu primărie, nu Consiliul Județean. Consiliul Județean trebuie să dezvolte comunele din județ, orașele le dezvoltă cu ajutorul și, mă scuz, așa Consiliul Județean le rezolvă primăriile de oraș care are un anumite sume acordate sau anumite fonduri. Nu tu, Consiliul Județean, te ocupi de oraș și celelalte comune ce face? Avem la ora actuală, stăteam de vorbă cu domnul primar Stoica de la Dorobanțu, care are numai 10% asfalt în comună și care își dorea să dezvolte printr-o asfaltare corectă și în comună la dânsul, îmi spunea că drumurile județene făcute în episodul 2016-2020, acolo unde și-mi dădea exemplu a câtorva străzi peste 30 de kilometri, în care sunt 3-4 mașini la 2-3 zile. Păi cu acei bani mare nu putem să dezvoltăm tot, nu putem să ne strângem mare cu toții, să avem fiecare anumite, eu știu, să venim fiecare cu o propunere și să dezvoltăm într-un tot unitar, după care să venim la domnii parlamentari, senatori, că se numește PNL, că se numește PSD și să apelăm la dânsii. Regulile lasă cu mine, păi mine fără gunoi, nu să mai avem cu cine strângem gunoiul și noi ne certăm. Se certă la nivel mare, eu n-am nimic împotrivă, dar noi aici, călărașul ăsta plin de praf și de amărăciune, stăm în continuare să ne certăm și să le... Și pe... Mă scuzați, văd și la televiziune naționale tot felul de adjective împotriva unora și altora, chiar apropo de călăraș. Nu se poate să vii Consiliul Județean să faci propuneri de dezvoltare pe pescuit, pe turismul ăsta, că aici văd că se va face port, aici văd că se va face dragări și atâta timp când nu e legătura cu toți primarii din, după albia asta a Borcii și a Dunării. Nu se poate așa ceva. Am devenit la ora actuală, fiecare face câte o pătrățică și dacă vrem să facem mâine, poimine și noi festival al peșterului, nu are Dumnezeu unde să facem, e în ruptură, nu e o coordonare. Când o facem? Vorbim de viitor, vorbim, e timpul României, când să ne certăm? Ce faci, domnul președinte Vasile Ilință, în postul pașturilor? Încerci să faci vrajbă, încerci să ne învrăjbești? Nu este corect. Cum puteți să considerați dumneavoastră ca economist, domnul Vasile Iliuță, că o primărie poate să trăiască cu alocare 0 lei? Unde ați mai auzit 0 lei? N-ai vrut să-mi dați, n-a vrut să-mi dea biserica arsă? Nu mi-a dat. Asta e. N-a vrut să-mi dea drumul? Nu mi-a dat. Asta e. A vrut să-mi distrugă sportul. Și aici, la sport, este o problemă. Sportul, domnule președinte, nu înseamnă numai fotbalul din Călăraș. Hamba nu mai avem și ce mai erau pe aici, mai înseamnă și sporturile astea care le facem noi prin comune și pe care dumneavoastră, prin Consiliul Județean și prin pixul dumneavoastră, trece
trec sumele în care noi putem să aducem puțină onoare acestui județ. Cum a început la Carnătaj, e și la mine la Lupte. Există, avem tineri care putem să-i ajutăm și care să ne ducă steagul României chiar și nu visez ceea ce spun că la mine s-a întâmplat cu bani și de la Consiliul Județean. Păi nu se poate numai cu forma. Am venit să... N-aș vrea să rețin foarte mult, poate aveți și dumneavoastră, pentru că și noi avem cofinanțări la apă, canal, avem, eu am finanțări și eu peste tot. Cum credeți că am stabilit ieri un buget al Comunei Jegăria că a trebuit să-l aprobăm cu o alocare de 0 lei de la Consiliul Județean? Am tăiat tot ce înseamnă școală, am tăiat tot ce înseamnă cultură, am tăiat la culte, am tăiat de peste tot. Dacă dânsul consideră că așa este corect, poate are o strategie și poate că așa e bine. Unele comune să fie mai sus, unele să fie mai jos. Dar nu este corect. Și vreau să vă spun că în toate ședințele în care domnia s-a fost președinte de Consiliul Județean și pe timpul domnului Filipescu, am fost unul din oamenii care am susținut alocările bugetare să se facă la toate comunele și să nu alocăm la noi la PNL și să nu dăm la PSD. Nu. Trebuie să dăm în toate comunele, că peste tot sunt cetățeni ai acestei comune. Și la Jegăria, domnul Partidul Socialist Democrat a fost votat cu 500 de voturi. Ce ar trebui să fac acum? Să mă duc să le spun, uite voi, fraților, câți bani v-a dat, că nu v-a dat nimic, duceți-vă la Călăraș, urcați-vă în autocare și mergeți la Călăraș? Domnule primar, nu e corect. S-a solicitat în discuția avută, a fost domnul primar Stanciu cu senatorul Ciprian Panda, nu știu dacă dumneavoastră a fost. Nu. S-a solicitat o repartizare de 450.000 de lei pentru fiecare primărie. Ce impact și pentru oameni prima, ce impact în bugetul local are această sumă? În jur de 400, alocarea bugetară, v-am spus la începutul discuției, în fiecare an, alocările bugetare din acești 6% erau la o comună de peste 4.000, în jur de 400, 300, Borcea lua în jur de 500, modelul în jur de 650, cam acolo era principiul. Nu, ce impact are în buget, adică cât la sută din bugetul nostru reprezintă suma asta? Păi, n-aș putea să vă spun că exactitate pentru faptul că această sumă o foloseam la cofinanțări. Vorbim în cazul ăsta de Jegăria și de Dragalina. Știți ce se întâmplă? N-am făcut un calcul, dar noi banii ăștia care îi primeam pe 5-600, ei veneau, de fapt nu veneau, veneau în bugetul local, dar veneau pentru cofinanțări. Și noi dintr-o dată nu aveam cofinanțări ăla și nu știm ce să le facem. Ce proiecte? Și iarăși întrebare pentru amândoi. Ce proiecte ați fi cofinanțat din acest? Deci eu am apă canal, la mine operatorul de apă este Raja Constanța, care a făcut lucrarea de apă canal, iar eu trebuie să pun 200.000 de euro, asta este cota mea parte de 1%, și mai am la un complex pescăresc jur de 400.000 de euro. Deci cofinanțările la mine ridicau la 600.000 de euro, știam sigur că nu se primesc, dar măcar la cofinanțarea de apă canal vedeam măcar 100.000 de euro. Și la Dragalina, avem proiecte de extindere a rețelelor de gaze, extindere la rețeaua de canalizare, asfaltare, că nu avem asfalt. Nu am reușit să facem pentru că interesul nostru a fost să dezvoltăm infrastructura apă, canalizare și gaze. Mai avem o bază sportivă tip 1 euro 2020. Toate proiectele noastre pe care le avem, avem nevoie de cofinanțări pentru avize, studii de fezabilitate, autorizații, raportări la utilități, reabilitarea dispensarului uman. Toate proiectele noastre și noi le-am luat în calcul în baza acelei previziuni emise cât din, numai puțin, în ianuarie 2020 am primit previziunile de la Consiliul Județean, acolo unde aveam sume repartizate. La construirea bugetului și a proiectelor ne-am luat în calcul acele previziuni. Acum ne-am trezit că avem zero. Referitor la faptul că această hotărâre a fost atacată în contencios și în instanță de către prefectură și de către noi, vă spun că și primarii PSD și primarii PNL vor fi blocați, pentru că va dura. Și s-ar putea ca să vedem că până la finalul anului acei bani vor sta în contul Consiliului Județean și nu se vor repartiza și toți primarii. Deci pe vremea judecării aceste scăte se vor repartiza. Hotărârea este suspendată și indiferent că se va relua și se va repune o altă hotărâre, o vom ataca până când Consiliul Județean va împărți banii echitabil, așa cum... Cât aveți nevoie de probleme? Cât așa? Noi am cerut 4 miliarde și jumătate. Dacă ne dădea câte 400 de miliarde de lei vechi, 400 de milioane,
la fiecare primărie PNL, era ok, pentru că e o gură de oxigen. Să luăm din bugetul local. Am luat din buget și am dus în cofinanțare. Să susținem acele proiecte de dezvoltare este greu. De aceea spunea și colegul meu. Tăiem de la învățământ, unde nu ar trebui să tăiem. Tăiem de la culte, de la biserici, de la cultură, unde pe perioada asta și așa copiii noștri și populația este așa cum este și stresată și cu griji și cu probleme. Tăiem de la multe, multe alte lucruri pe care trebuie să le susținem ca să putem să asigurăm acele cofinanțări la investiții, că nu putem să mergem înainte fără proiect. Ce buget v-ați aprobat anul ăsta? Nu l-am aprobat încă. Am și luat de chestii. Aproximativ 100 de milioane cu învățământ cu tot. 100 de milioane de lei noi? De lei vechi. Cum o să vedem? 10.000 de lei? 10.000 de lei. 100 de miliarde. 100 de miliarde? 100 de miliarde. 10 milioane de lei. 10 milioane și la 6 milioane și jumătate. Cu învățământ, cu banii care vin pe la dispunere de salarii pentru salarii la învățământ, pentru alte cofinanțări la învățământ și... Dar, deci, bugetul nostru și bugetul tuturor comunelor va fi afectat de suspendarea acelei hotărâri. Primarii, nici PSD, nici PNR nu vor putea să folosească acei bani. Și va fi o problemă pentru toți, pentru că toți avem proiecte, toți avem depuse la CNI, la Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene și tuturor le trebuiesc bani de cofinanțare. Acei 6% ne sprijinea și ne ajuta ca să asigurăm acele cofinanțări. 450.000 de lei înseamnă aproape 100.000 de euro, nu? Da. Circa 100.000. Din ce spunea dumneavoastră, nu știu dacă v-a ajutat foarte mult. Era acolo ceva. Le-a ajutat pentru faptul că, de exemplu, mie, dacă nu încep să-i plătesc, te doar din această cofinanțare pentru că lucrările este aproape gata, mă chiază în contribuie. Așa, dacă dădeam acolo 200, dădeam în partea aia 100, o mai prelungeam puțin și mai bine, eu știu, în iulie mai venea o altă rectificare. Adică, vreau să vă spun că dacă eu aveam această sumă și pe care o așteptam și mi s-a și promis, nu eram obligat să iau la sănătate și să bag după finanțare. Știți, ceva de genul ca și noi avem, am și vreo 5-6 proiecte. Deci undeva le prindeam pe fiecare parte. La sănătate, dacă dădeam, eu n-am bani de lemne, de exemplu, a trebuit să mă duc pe străzi. E 40.000. Nu este o sumă, poate, pentru cineva foarte mare, dar pentru mine este. Și atunci suma aia am tăiat-o. Și a trebuit să mă duc în cofinanțări. Și nu mai în cofinanțări, că nu avem mai cofinanțări. Am la ora actuală 4 proiecte începute. Și aceste 4 proiecte, în mare parte, trebuie să le susținem noi. Iar e foarte important și v-aș ruga să trageți concluzia asta, că noi nu ne-am întâlnit numai pentru această sumă de bani care nu ne-a fost oferită. Eu insist foarte mult să ne prezinte, sau nu neapărat să ne prezinte, că nu sunt eu cine știe cine. Dar aș vrea să văd o dezvoltare, domnule, că am intrat în primul an din acești 4 ani, din exercițiul ăsta 2021-2024, puțin cam nepregătiți din punct de vedere al Consiliului Județean, pentru că vrem, nu vrem, partenerul nostru de lucru este Consiliul Județean. Eram obișnuiți până acum să nu facem numai noi curse până la București pentru fiecare, ci pe vremea era domnul Ștefan, era domnul Filipescu, ne chema, strângeam toate actele și plecau la București. Acum fiecare de așa zburăm peste tot, pentru că nu avem comandante, nu avem nimic. Asta vreau să spun. Plus faptul că a nu da mie bani, a nu da lui Dragalina și nu a dat la 10 comune, ci la celelalte ale mării. Asta, din punctul meu de vedere, nu este corect, pentru că se încearcă o învrăjbire între noi. Să mă supără acum, de ce i-a dat 30.000 de lei în unire? Ce face și ăla cu 30.000? Dar zic eu, să mă supăr pe ala din păpări, eu stă la mai prosul, pești la mai deșteptul. Sau pe Roseți, sau eu știu, pe Ciocănești, sau pe... Ce treabă am eu cu fiecare? Dânsul, dacă gândește corect, ne unește și facem împreună. Domnul primar, vă rog. Stai puțin, că dumneavoastră sunteți cu Concordia. Dumneavoastră nu știți cu Vasile Iliuță? Bun, se mai schimbă. Știți ce se întâmplă românești cu domnul Iliuță? Dacă ai o funcție, te-o asumi. S-a terminat cu acele voturi care au fost în campanie. Dumneavoastră spune de o anumită politică care nu a fost contestată decât așa sporadic, și pentru că nu există forță mediatică la PNR ca să
spună toate abuzurile, veniți acum să vă strigați un păs. Aveți câți consilieri județeni? Județeni? Da, la PNL. Avem, sigur, este alianță cu USR-ul. Cât? Practic, consilierii noștri județeni pe care îi avem, au făcut amendament, așa o să le punem la dispoziție după conferința de presă. Din păcate, nu deținem majoritate în Consiliul Județean. Nu deținem, domnul președinte, dar nu se aude. Până la urmă, politica se face pentru populație, nu pentru interes. Absolut. Acolo unde au fost proiecte de interes general ale Consiliului Județean, finanțate din fonduri europene și data trecută am spus-o, au votat pentru proiecte de finanțare din fonduri. Și acești primari cu care vrea domnul primar să vă concordați, să faceți concordie, de ce nu invocă această minim respect și minimă... Pentru că dacă veți avea curiozitatea să studiați proiectul de hotărâre și referatul de aprobare care este semnat chiar de către președintele Consiliului Județean, în care nu există niciun fel de fundamentare a sumelor în baza cărora au fost stabilite să fie un criteriu obiectiv, nu știu, al populației, al cofinanțării pe proiecte din buget național sau fonduri europene. Să fie o chestiune obiectivă. Practic, s-a luat creionul și a spus de localitatea X îmi place, de localitatea Y îmi place. Ceea ce arată un comportament care, din perspectiva funcției președintelui Consiliului Județean, n-are ce căuta acest comportament. Pentru că e președintele Consiliului Județean atât pentru primăriile PNL cât și pentru primăriile PSD. Dacă vrem să ieșim din zona asta de județe codașe pe ce înseamnă dezvoltare, dar în condițiile în care discutăm de contractare de credite din partea Consiliului Județean, în condițiile în care ai atâtea oportunități de finanțare pe fonduri europene, vine PNRR-ul care a fost deja notificat la Bruxelles și vă spun, din discuțiile pe care le-am purtat cu colegii deputați de la alte județe, deja se pregătesc consilii județene cu studii de fezabilitate să fie pregătiți în momentul în care se va deschide linia de finanțare pe PNRR, pe unități administrative teritoriale și consilii județene să depună proiecte. Ori la noi discutăm de o gâlceavă dintre asta din care nu putem să ieșim dintr-o logică de care nu are nimic de a face cu o chestiune concretă de dezvoltare a județului. Facem 100 de poze la intrarea în municipiu pe vestitul drum de 200 de metri, că parcă e un titlu de glorie, în asta stă tot județul. Discutăm de un credit care nu știm ce vrem să facem cu el, semnăm un contract de reabilitare a Palatului Prefecturii din bugetul Consiliului Județean, în condițiile în care vă dădeam exemplu data trecută, sunt 4 prefecturi și vă dau un exemplu concret, prefectura de la Ialomița, care va fi finanțată prin PNRR, practic a fost inclusă ca obiectiv distinct, lucruri concrete pe care alții le fac și de aceea, poate prin intermediul dumneavoastră, cei care au stabilit într-un mod subiectiv alocările bugetare, să înțeleagă că acest parteneriat nu trebuie să-l aibă cu partidele politice, cu cetățenii, cu județul, pentru că odată la 4 ani se va întoarce din nou să le ceară votul. Ce poate să le explice locuitorilor din cele două comune care au primit 0%?